Bună dimineața, bun găsit tuturor, ne revedem la Luxport Live. Laurențiu Reghe cam sparge gheața pentru Universitatea Craiova. Odată cu revenirea în România, știm foarte bine, n-a reușit să întoarcă destinul în Europa cu almanezii de la Laci, însă iată că începe să câștige meciuri la Universitatea Craiova. A fost un meci cu Botoșan pe care l-a pierdut, în fine, lucruri pe care n-a putut să le regleze la timp, însă aseară împotriva celor de la FC Voluntari, echipa sa s-a impus cu 3-0 și începe ușor-ușor să-și intre în ritmul de meciuri câștigate în Liga 1. În același timp, CFR Cluj a ajuns în Elveția, la Berna, pentru returul cu Young Boys Berna. A fost 1-1 în tur, însă foarte multe semne de întrebare în privința jocului echipei pregătite de Marius Șumudică. De ce? Pentru că mai departe de rezultat, e adevărat că elvețienii au egalat pe final de partidă în Gruia. Rămâne jocul echipei, unul care lasă mult de dorit și care pune multe semne de întrebare în privința calificării mai departe către play-off-ul de Champions League. Este adevărat că în același timp CFR Cluj este singura echipă care rămâne în această poveste europeană a sezonului, după celelalte trei echipe românești care n-au făcut față unei competiții mai mult decât modeste, această Conference League. Ei sunt deja în grupele Conference League și au acum oportunitatea de a ajunge, de ce nu, poate în grupele Champions League, dacă nu își joacă șansa de asemenea de a fi în grupele Europa League, acolo unde de altfel CFR Cluj a tot fost obișnuită în ultimele sezoane. Am văzut un meci ieri la Constanța între Faru și Șepși și se vorbește de un aspect pe care noi l-am mai întâlnit, de exemplu, la meciul din Ghencea dintre Steaua și Csíkszereda, legat de comportamentul suporterilor, legat de scandările xenofobe. I-am văzut pe cei de la Csíkszereda foarte supărați. Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a luat și latitudine, să nu uităm că de altfel este un apropiat și un suporter declarat al celor de la Csíkszereda, vis-a-vis de reacția suporterilor în ceea ce înseamnă echipele prezente în Liga 1 sau în Liga 2, dar cu niște rădăcini din Ungaria. Și lucrul acesta s-a întâmplat și ieri la Constanța, în meciul dintre Faru și Șepși. Attila Hadnagy, președintele celor de la Șepși, a și oferit câteva declarații și a tras un semnal de alarmă vis-a-vis de cele întâmplate ieri după amiază. În fine, sunt multe lucruri pe care le vom discuta. Rămâne de văzut până la urmă și momentul în care Messi, pentru că se tot vorbește, va ajunge la Paris. Era așteptat, a fost o nebunie în privința sosirii sale până în momentul de față, încă mai are nevoie probabil de 2-3 zile de vacanță, însă cu siguranță, așa cum a lăsat de înțeles toată lumea și informațiile pe care noi le-am aflat, noua echipa lui Lionel Messi va fi Paris Saint-Germain și până să ajungă la nivelul respectiv, pentru că sunt multe alte lucruri de povestit. Îi mulțumesc din suflet lui Mircea Bornescu pentru prezența la emisiune. Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Cu tot dragul, mă bucur să ne vedem. Noi tot am încercat să povestim într-o dimineață la noi la emisiune. A fost perioada petrecută, pentru că vorbeam de Universitatea Craiova, dar de echipa nou înființată, eu așa îi spun, nu? De echipa de tradiție, așa cum știm, legat de FCU, acolo unde ai fost tu. Pentru o scurtă perioadă de vreme, și îți mărturisesc că m-a surprins faptul că nu ai stat atât de mult pe cât probabil ne-am fi așteptat și ți-ai fi dorit și tu, ai fost acolo, alături de Eugen Trică, odată cu promovarea în Liga 1 și ai mai continuat pentru, să spun, prima parte a sezonului, mai mult de pregătire, să spun așa. Așa este. A fost o perioadă foarte frumoasă în viața mea, o perioadă cu trăiri foarte intense, pentru că am ajuns într-un moment critic al echipei, în care venise după vreo 6 sau 7 meciuri în care nu câștigaseră. Jucătorii erau demoralizați, însă împreună cu Eugen și cu cei care erau atunci în jurul echipei, am reușit să punem echipa pe picioare și să promovăm fără niciun fel de problemă. Așa este. A fost pentru prima dată, nu greșesc, noi, bine, ne-am mai întâlnit fie la Voluntari în ultima parte, pentru că erai pe final de carieră. A fost pentru prima dată în care tu ai ocupat o funcție de conducere, nu? Da. De ce? Sau nu de ce? Că probabil e direcția pe care vrei să mergi mai departe, mă gândesc. Ai de ales după momentul în care termini cariera de fotbalist, îți alegi direcția. De ce ai simțit că te regăsești în această funcție în fotbal? Paradoxal, sunt un tip căruia îi place să nu schimbe foarte des echipele. Probabil că în momentul în care ești antrenor,
Și am considerat că în România antrenorii nu sunt respectați ca în alte țări și stai tot timpul cu bagajele făcute la ușă. Însă iată că na, ce pot spune că și din această postură imediat. Nu, n-am fost președinte, am fost mai mult un team manager și asta îmi doresc foarte mult și asta mi-am dorit foarte mult să fac, pentru că îmi place să stau foarte aproape de jucători, să-i cunosc personal, să știu ce probleme au, să încerc să rezolv probleme, să fiu foarte apropiat de ei. Și asta am și făcut la Craiova în ultima perioadă, în Liga a doua. Și mă bucur foarte mult că am pus și o cărămidă la promovarea acestei echipe. Deci tu ai venit, nu un aport foarte mare, dar... Ai fost acolo. Exact. Tu ai venit pentru că inițial la prezentarea, după aceea a venit, s-a reîntors domnul Marcel Pușcaș în funcția de președinte, pentru că el o mai ocupase. Și a fost impresia că până la întoarcerea lui, tu ai fost președinte al echipei. Da, pentru că tot timpul eu apăream la interviuri, apăream în presă, cu toate că... Și, nu știu dacă și prezentarea n-a fost făcută cu aceeași titulatură, greșesc. Nu. Pentru că în momentul în care ești președinte, trebuie să te ocupi de acte, trebuie să te ocupi... Nu îmi place foarte mult să stau toată ziua la birou. Îmi place să fiu să mergi la antrenamente. Exact, să fiu în jurul echipei. Tot timpul să fiu în jurul echipei. Consider că și prin postul care l-am ocupat și ca și jucător, am fost un foarte bun motivator și sunt în continuare. Mi-a rămas chestia asta întipărită genetic în mine și am făcut o treabă bună la Craiova. Toți care am fost acolo, împreună cu jucătorii care au fost. La tine, cu siguranță, revenirea acolo a ținut și de partea sufletească, pentru că tu, ok, a fost perioada petrecută la Rapid, vorbeam de voluntar, dar a fost perioada petrecută la Universitatea Craiova. Da, eu acolo unde... Acolo, eu în Craiova am stat 8 ani. Am fost la Extensiv Craiova, după care s-a numit FC Craiova, au avut mai multe titulatorii echipa. Și îți dai seama, am petrecut 8 ani în Craiova, cunosc, sau cel puțin cunoșteam fiecare piatră din oraș. S-au mai schimbat lucrurile. Da, s-au mai schimbat lucrurile, însă oamenii au rămas aceiași. De ce nu ați rămas în echipă, să spun așa? Da, pentru că Adrian Mititelu a considerat că e nevoie de o schimbare. După cum ai văzut, s-au schimbat toți jucătorii, s-au schimbat antrenorii, s-au schimbat absolut tot. Chiar și zilele trecute am văzut că și Robert Săceanu a plecat din cadrul clubului, care era un... Nu știu să-ți spun așa, pentru că ne leagă de Robert o prietenie comună, a rămas la echipă, dar nu pe funcția pe care o avea. Da, dar... Nu știu dacă... Da, mă rog, nu știu, el clar a vrut să renunțe, nu știu dacă... El mi-a spus că continuă la echipă, dar nu din punct de vedere, nici el nu era director sportiv. Da, da. Probabil va fi alături de echipă, dar dintr-o altă postură. Da, mă rog. Ideea este că s-au schimbat foarte multe lucruri și s-a venit cu ceva nou, se încearcă ceva nou. E adevărat, promovare. Am văzut că și s-au fost și discuții legate de faptul că, uite, de exemplu, Rapid, da? Pentru că e un alt club de care tu ai fost legat. Rapid a ales să continue cu același staff. Mă refer doar la Mihai Iosif. Universitatea Craiova a simțit că are nevoie de un alt nume pe bancă. Eugen Trica a promovat echipa, n-a rămas, l-a adus pe Adrian Mutu. Tu ai fost, în momentul în care ai venit, tu ai fost prezentat alături de Eugen Trica. Cum vezi tu lucrurile? Adică experiența pe care tu ai acumulat-o, e bine să lași un om cu care ai reușit o anumită performanță pe mai departe sau nivelul te obligă sau simți că te obligă să schimbi lucrurile? Nu neapărat, pentru că vezi exact, foarte bine ai remarcat, la Rapid lucrurile au rămas la fel, au îmbunătățit echipa prin câțiva jucători cu experiență, cu foarte mare experiență și se vede că e o carte câștigătoare. Acum, deciziile care le ia Adrian Mititelu sunt deciziile lui și își asumă acest lucru. Nu spun că nu este în regulă ce a făcut. Timpul va dovedi. Adrian Mutu este un antrenor foarte bun din punctul meu de vedere. Este un băiat extraordinar, este prietenul meu și
face o treabă extraordinară. Însă la fel de bine putea să se întâmple și cu Eugen Trică, pentru că eu, cel puțin personal, aș fi continuat cu aceeași echipă. Cred că în acea echipă care promovam mai trebuiau 3-4 jucători de calitate și eu consider că cred eu că terminam în primele 6. Am înțeles. Hai să luăm, te rog, o scurtă pauză de publicitate. Respirăm puțin și revenim la discuțiile noastre. Da, am revenit la LuxSport Live și mulțumesc din suflet pentru prezența încă o dată lui Mircea Brunescu. Hai să mai continuăm un pic, discuția legată de Universitatea Craiova. Cum ai simțit tu până în momentul plecării de la echipă reacția oamenilor din oraș, suporterii? Pentru că am văzut, de exemplu, a fost ziua în care voi ați jucat ultimul meci la Liga a doua cu Cixere, dar am impresia și ați sărbătorit promovarea. În același timp, echipa patronată de domnul Mihai Rotaru era în oraș, sărbătorea câștigarea cupei. Și foarte multe păreri spun că la un moment dat suporterii vor alege o singură echipă și echipa aceasta este echipa patronată de domnul Adrian Michitel. Într-adevăr, majoritatea suporterilor au rămas alături de această echipă. Cred că să fac așa un procent de 80% sunt alături de această echipă, pentru că ei se identifică cu această echipă. Ușor, ușor lucrurile se vor stabiliza și la Craiova în privința suporterilor și cred că și în privința echipei care va domina, ca să spun așa, tot ceea ce se întâmplă în oraș. Ambiția este... Asta vreau să spun acum, că există o ambiție foarte mare, există o rivalitate foarte mare și în teren va exista și în afara terenului, însă cred că cel puțin în privința suporterilor nu se va pune problema cine va câștiga duelul, ca să spun așa. Iar ambiția, mai presus de tot ceea ce înseamnă revenirea Liga 1, este să demonstreze echipa unde ai fost tu, patronată de Adrian Mitelu, că poate fi mai bună decât echipa patronată de Mihai Rotaru, pentru că toată lumea știe că adevărata echipă a orașului este Universitatea Craiova 1948, echipa care a repromovat din Liga 4 până Liga 1, iar echipa pe care noi o tot vedem în ultimul timp în Liga 1 este echipa pe care la un moment dat federația a acceptat-o direct în Liga 2, lucru pe care noi nu l-am mai întâlnit niciodată, a fost o excepție, din dorința probabil a păstra cumva în momentul respectiv o echipă considerată de tradiția orașului. Da, așa este, însă lucrurile au ajuns la acest nivel în care sunt două echipe foarte puternice în oraș, sunt cel puțin, exact cum am spus mai devreme, FC Universitatea Craiova au de partea lor suporterii, ca să spun așa, CS Universitatea Craiova mi se pare în momentul de față echipă puțin mai organizată și ca și să spun așa, jucători consacrați sunt mult mai puternici. Cu o experiență în plus, pentru că ei au mulți ani. Însă, în momentul când se vor întâlni cele două, consider că se va anula totul, pentru că jucătorii de la FC Universitatea Craiova vor, să spun așa, anula anumite calități ale celorlalți prin dorință. Da, uite, te întreb un lucru. Sunt foarte mulți jucători străini. Ei nu știu ce înseamnă cu adevărat această rivalitate și ambiție de a demonstra că poate s-a greșit la momentul respectiv, iar echipa orașului a fost distrusă nemeritat. Jucătorii străini n-au de unde să știe lucrul acesta. Cum jucătorii, și tu știi foarte bine că ai jucat la Rapid, nici ei nu poate să știe ce înseamnă jucătorii străini sau se uită poate un pic pe internet să vadă ce înseamnă un Steaua Dinamo, un Steaua Rapid, un Dinamo Rapid. Ei nu trăiesc la fel. Noi le înțelegem, ei nu le trăiesc. Chiar la echipă acum sunt foarte mulți jucători străini. Da, probabil că Adrian Mitelu a gândit că jucătorii străini nu au niciun fel de complex în fața celor de la CSU Craiova și vor compensa prin chestia asta, pentru că în ultima perioadă CSU Craiova tot timpul a fost s-a luptat pentru un trofeu. Exact. Este o echipă puternică
Și probabil că Adrian Mitelu a considerat că jucătorii străini nu au niciun fel de complex în fața lor și vor juca de la egal la egal. Rămâne de văzut acest lucru. Într-adevăr, nu simt la fel cum simte un jucător român. Nici presiunea nu este aceeași. Însă, probabil că după sau înainte de meci vor simți și străinii ceea ce înseamnă acest derby. Până acum, dar cred că nu greșesc. Ambele echipe au același număr de puncte după victoria echipei lui Laurențiu Regencamp de aseară cu 3-0 și unii și alții au 6 puncte. Exact, da. Păi, e un lucru interesant. Este mai important pentru echipă să prindă, să spunem, play-off-ul sau să fie în fața echipei rivale din oraș la final de sezon? Dacă mă întreb pe mine, personal, cred că este mai important să termine play-off-ul, să prindă play-off-ul. Dar dacă intre pe suporteri, cred că este mai important să fie în fața celor adică de la CSU. Adică două victorii, să spunem, sau mai multe victorii decât nu, să ai un avantaj la final de sezon în fața echipei din oraș cu tine, această poveste ar fi mai importantă decât să termini la final de sezon pe un loc mai bun. Da, pe mine, eu gândesc mai pragmatic. Pe mine nu mă interesează ce fac ceilalți din oraș, pe mine mă interesează ca echipa la care am activat, ca să spun așa, să aibă rezultate și să ocupe un loc în, să prindă un loc în play-off, indiferent de locul în clasament al celor de la CSU Craiova, pentru că până la urmă tu nu joci decât două meciuri cu ei, restul vor juca. Și dacă mai prinzi, să vezi dacă ești în play-off sau play-off, exact. Depinde unde sunt echipele, exact. Împreună sau nu. Cum ai văzut tu venirea lui Adrian Mutu? Că ai fost acolo cu o performanță bună a lui, să spunem, la turneul final european, la tineret, și cu o anumită experiență și acumulată și din partea lui, deși voi sunteți apropiați, nu de vârstă, sunteți în aceeași generație, dar fără să spui că vii cu un antrenor cu mulți ani în Liga 1 și să știe exact cum stau lucrurile la un astfel de nivel. Într-adevăr, Adrian Mutu, în primul rând, este un nume foarte important în fotbal românesc. Nu discutăm despre fotbalistul Adrian Mutu. S-au luat niște referințe despre el, dar este un antrenor la început de drum și eu cred că va deveni un antrenor de succes, pentru că atâta timp cât am stat acolo, am văzut implicarea lui în tot ceea ce înseamnă pregătirea unui antrenament, unui joc. Este un om care a jucat la cel mai înalt nivel fotbalul și acest lucru îi permite, din punctul meu de vedere, să devină și un bun antrenor. În plus că are o experiență de viață care la fel îi permite să gestioneze anumite situații din cadrul echipei. Plus că noi ceam într-un fel jucător, da? Și el, antrenorul, este total diferit. Și se întâmplă lucrul acesta în multe situații. Uite, Marius Lăcătuș, de exemplu, la fel, era un tip pe teren, nu puteai să-i stai în față. Antrenor mai liniștit. Sunt multe, poate, alte exemple. El este total diferit de ceea ce îl știam noi. Da, pentru că în momentul de față responsabilitatea este mult mai mare. Ca antrenor trebuie să ai o anumită ținută, trebuie să ai un anumit comportament și ca să te poți impune și să poți avea respectul jucătorilor, trebuie să ai un anumit comportament. Adi Mutu îl are. Adi Mutu este și va fi, din punctul meu de vedere, un antrenor de succes. Vreau să vorbesc și de Rapid cu tine, pentru că este un alt club de care tu ești legat. Foarte legat. Cum vezi revenirea lor de asemenea în Liga 1 și ceea ce au reușit până acum, pentru că sunt neînvinși? Nu știu dacă multă lume s-ar fi așteptat, sunt pe podium. Da, au avut o strategie foarte bună din punctul meu de vedere. Au încercat să păstreze cât de cât nucleul echipei. Cu venirea exactă a câtorva jucători de experiență, 4-5 jucători cu o foarte mare experiență, au reușit să-l aducă și pe Cristi, pe Săpunaru, care știm cu toți ce înseamnă pentru Rapid și cât iubește el echipa asta. Este un motivator, o locomotivă a echipei, ca să spun așa. Plus ceilalți jucători, Dragoș Grigore, Junior Albu, Moraes. Junior Moraes. Și iată că au reușit să facă o echipă competitivă, o echipă care, practic,
nimeni nu s-a așteptat să aibă acest parcurs. Nu numai că nu au primit gol, exact, dar au reușit să să-i blocheze, să-și blocheze adversarii în așa fel încât să nu au avut așa mari ocazii. M-am uitat la toate meciurile, adversarii nu prea au avut așa mari ocazii cu ei. Bine, asta și datorită jucătorilor cu experiență din apărare. Te gândești, Cristi Săpunaru, Dragoș Grigore, au atâtea meciuri la echipa națională. Mai este și Dandea. Și Dandea, da. L-au și pe Albu acolo, și pe Belu. Deci au jucători cu foarte mare experiență, jucători de calitate. Bălan, la fel, și el un jucător cu foarte, foarte multe meciuri în Liga 1. Începem să retrăim atmosfera de altă dată pe care tu ai simțit-o jucător fiind. Odată cu revenirea acestor echipe, și pentru că revin ele, revin și suporterii adevărat, să spunem, da? Craiova, Rapidul. Asta e cel mai frumos lucru care se poate întâmpla pentru fotbalul românesc, pentru că în ultima perioadă, adu-ți aminte, au fost în ultimii ani, ca să spun așa, au fost recorduri de recorduri negative de suporteri la stadion. Am întâlnit undeva la 100 de suporteri, 200 de suporteri. Dacă te duci la un meci de juniori, tot sunt mai mulți suporteri, pentru că sunt părinți, bunici. Familiile, exact. Prietenii. Dar odată cu revenirea acestor echipe de tradiție și echipe cu identitate clară, cu suporteri, iată că fotbalul devine mult mai interesant. Vom vedea ce se va întâmpla duminică la Rapid FCSB. Deja deci, eu cred că vor fi, fără să exagerez, în jur de 35-40 de mii de suporteri. În Liga 2 acum vedem că Cluj ușor au făcut o echipă puternică cu, ca să spun așa, cu axul central de la FC Universitatea Craiova, l-au pe Ispas și pe exact. Google acolo. Pentru că și de ei ești da. Legat. Îmi pare rău de Petrolul, pentru că situația nu este tocmai roz la această echipă. Îmi doream ca și ei anul acesta să se bată la promovare, să promoveze, însă lucrurile nu stau cum trebuie, tocmai cum trebuie acolo. Dar s-au schimbat față de sezonul trecut, după ratarea promovării lucrurile. Da, din punctul meu de vedere, o echipă ca Petrolul nu are voie ca timp de 3 ani de zile să nu promoveze cu bugetul care l-au avut. Ceva se întâmplă acolo, este clar. Sunt oameni care nu, să spun că nu se pricep, însă faptul că timp de 3 ani de zile cu un buget foarte mare nu ai promovat, ai o problemă. Este clar. E clar că lucrurile nu merg în direcția... Exact. Îmi pare tare rău de suporteri, pentru că eu am trăit și am jucat la Petrolul, știu ce înseamnă, ce emulație se creează în jurul acestei echipe. Mi-aș fi dorit ca Uclu și Petrolul anul acesta să promoveze, însă vom vedea până la final, pentru că un campionat cu Rapid, Craiova, Dinamo, Petrolul, Ucluj, chiar și FC Argeș, Farul Constanța, deci revin echipele de tradiție și revin suporterii la stadion. Cum ți se pare fotbalul nostru de acum? L-ai văzut la Liga 2, te-ai bucurat de promovare și l-ai urmărit îndeaproape la Liga 1. Bine, e adevărat, l-ai simțit de pe teren până în 2017 la Voluntari, da. Pe care ai stat în preajma lui și ai înțeles lucrurile. Să fac o comparație în perioada în care am jucat 2003-2004, cam până în 2011-2012, fotbalul românesc, din punctul meu de vedere, a fost la un nivel foarte înalt. După care, ușor-ușor, a mai scăzut nivelul. Cred că acum suntem pe... Revin. Odată cu revenirea acestor echipe, cu revenirea suporterilor, se creează foarte mari ambiții și cred că ușor-ușor se vor investi în echipe și vor redeveni la nivelul care au fost. Acum suntem undeva jos, pentru că vedem rezultatele echipelor românești din cupele europene și este tragic, ca să spun așa, dacă nu dramatic. A mai rămas CFR, o echipă foarte bine organizată din toate punctele de vedere, este singura care a fost și cred eu că va rămâne organizată, pentru că ușor-ușor și-au creat o identitate și-au creat o structură care
le permite să, să rămână organizați și acest lucru se vede și, și nu știu dacă se vor califica pentru că au un meci foarte greu cu Young Boys, însă cred că rămâne una dintre echipele care ne vor reprezenta în cupele europene. Rămân favoriți la titlu în situația da, dată? Din punctul meu de vedere, da. E greu și FCSB-ul și Universitatea Craiova și FC Universitatea Craiova. Da. Exact cum am spus, sunt foarte bine organizați. Credeam, bine, odată cu venirea lui Laurențiu Reghencamp la CS Universitatea Craiova, lucrurile se schimbă un pic pentru că vine cu experiența unor titluri câștigate în Liga. Este un antrenor foarte bun, din punctul meu de vedere, este un antrenor foarte bun, plus organizarea lor, dacă va reuși să găsească o formulă, va reuși să găsească o formulă bine, bine conturată, atunci lucrurile se pot schimba un pic. Este clar și a spus și el că mai este nevoie să, să aducă plusuri în echipă din punct de vedere a transferurilor, dar să vedem cine vine la, la da. Ei. Au făcut acest schimb în fine cu, cu FCSB. Au o strategie, știu ce au nevoie. Laurențiu știe ce, ce jucător mai are nevoie pentru a pentru a putea face performanță. E clar că din punct de vedere al transferului e mai au nevoie de jucători. Și s-a văzut și, și aseară. Da. Exact cum am spus, se vor investi în, în, în jucători, se vor investi în, în tot ceea ce înseamnă antrenorii, pregătirea echipei, metodele de, de antrenament. Ușor, ușor va trebui să ridicăm și noi nivelul pentru că exact cum am spus, iată ce se întâmplă când ieșim în Europa, prindem echipe care, de care n-am auzit, sincer, sunt echipe de care n-am auzit niciodată și... După aia nu mai auzim noi de, și din păcate, de echipele noastre. Nu? Și din păcate ne, ne elimină din competițiile europene. Vorbeam de echipele de tradiție, unii sunt pe o pantă ascendentă, alții sunt invers, știi? Și aici mă refer la Dinamo. La Dinamo... Probabil lucrurile acestea pe care le-am văzut în ultima vreme n-aveau cum să nu ducă în, în, acest, în această direcție. E clar că la Dinamo nu știa că nu trebuie să se, nu să se copieze, să se adapteze situația pe care am văzut-o la Rapid într-un, la un alt nivel sau la un FC Universitatea Craiova. Da, Dinamo trebuia să dispară până în momentul de față. Pentru că eu consider că acest Coentrao Contrasero Coentrao, mă rog, cum îl cheamă, nici mare importanță, nici nu are importanță, a fost adus ca să să tragă glonțul final, ca să spun așa. Însă s-au încăpățânat suporterii și au reușit să mențină pe linia de plutire. Cât nu se va ști, însă el a fost adus cu un scop clar, să să falimenteze această echipă, pentru că nu este posibil să faci niște contracte. Aici tragi un semnal de alarmă că au venit jucători pe 30, 35 de mii, 40 de mii de euro, jucători care erau la final de contract, de final de carieră. Este clar că el a fost adus ca să să distrugă această echipă. Respect uriaș pentru suporteri, pentru ceea ce au reușit să facă, au reușit să mențină această echipă pe linia de plutire, însă va fi foarte greu. Ei fac acum ceea ce trebuia să facă cu mulți ani în urmă, adică să dea credit tinerilor din cadrul academiei, din cadrul clubului, pentru că Dinamo întotdeauna a avut un centru de copii și juniori foarte, foarte bun. Foarte bun. Și vedem acum că au, mă uitam la un moment dat, axul central al lui Dinamo era format, fundașii centrale al lui Dinamo erau undeva la 1.19, 1.18 sau ceva de genul ăsta. Și iată că le va fi foarte greu, însă ușor, ușor mai câștigă un meci, mai, se mai, mai luptă, se luptă. Acești copii se luptă. Hai să mai luăm, te rog, scuză-mă că te întreb, o scurtă pauză de publicitate și revenim pe final la noi, la, la discuția noastră, la emisiune. Am revenit la Luxport Live alături de Pepe Bornescu, știi cum e. Mircea. Dar de unde Pepe? Te zic că... Da, e o întreagă poveste. Când am plecat de la extensiv la, la Universitatea Craiova,
aveam părul mai lung prins în coadă. Ah. Și Cristi Stâncescu este ziarist în Craiova, reporter. El m-a poreclit, că tot striga după mine, Pepe, Pepe, Pepe. Și așa mi-a rămas, că semănam cu Pepe, cu Pepe Cântărețu. Da. Deci el este... Da, nașul poreclei, să spuneam da, așa. Da, da. Și așa mi-a rămas. Da, un băiat deosebit, Cristi, salutăm cu drag. Da, e pe stilul tău sau nu prea? Nu m-a deranjat niciodată, nu m-a afectat în niciun fel. Adică nu... Cu toate că eu preferam să mi se spună Mircea. Pe nume, că e simplu. Meu, dar dacă așa am fost poreclit de către voi, presă. Da, vezi că toți suntem colegi de preasă. Spune-mi... Îți doresc să continui activitatea, nu? Pe care ai început-o. Da, pentru că este ceva care îmi place să fac și mi-a plăcut foarte mult și am văzut că pot să... Cu antrenoratul nu? Nu. Pot să creez în jurul meu, pentru că sunt un om care tot timpul strânge oameni în jurul lui, nu îi îndepărtează și asta am făcut și la Craiova. Și chiar cu Robert, cu Săceanu, cu Eugen Trică, cu toți care au fost tot staff-ul, creasem așa o familie. Adică vreau să spun că dimineața ne întâlneam cu 2-3 ore înainte de antrenament, mai să ne vedem, să discutăm din discuțiile care le aveam tot timpul. Ieșeau niște lucruri constructive. Exact. Tot timpul găseam câte o idee, ceva, gata, hai să facem chestia asta. Bine, acolo știu că sunt condiții foarte bune, lucrurile au fost tot timpul din punctul ăsta de vedere. Ți-e ușor să lucrezi, ți-e drag să lucrezi? Da, mai ales că Adrian Mitelu a investit foarte mult în noua bază care se va face. Este o bază de, părerea mea, de 5 stele, pentru că sunt 6 terenuri. Îți dai seama, în România foarte puține echipe au atât de multe terenuri. Da, va investi și în Academie, va fi un proiect... foarte, foarte important în ceea ce reprezintă copiii și juniorii clubului și da, are tot meritul pentru acest lucru, pentru că sunt foarte puțini oameni în ziua de astăzi care investesc în copii și juniori. Exact. Și pentru că vorbim de copii și juniori, ai urmași. Și nu în poartă. Da. Și probabil te bucur că nu sunt în poartă, băieții tăi. Da. Am încercat să evit să aleagă acest post, am încercat să-i îndrum către alte posturi, pentru că este un post cu foarte mare responsabilitate și n-am vrut să îi expun la ceea ce am trăit eu, pentru că este un stres foarte, foarte mare. Unul joacă la școala lui Petre Marin și Sorin Ghioneanu, da, și... Da, da. Cel mai mic este la voluntari. E la voluntari. Da, sunt... Amândoi dau semnale așa că au ceva talent genetic, ca să spun așa. N-au cum să nu fure de da, la tata. Da, îi îndrum în carieră, adică le explic ce înseamnă să fii un jucător profesionist, ce înseamnă să fii sportiv în primul rând și vom vedea. Însă primordială este școala, iar apoi va veni fotbalul. Dar... ușor, ușor, cel mare crește și am câteva semnale bune. Am înțeles. Știu și vorbeam și noi așa în pauza publicitară că sunt variante, iar varianta apropiată prin prisma parteneriatului este să ajungă către viitorul, da, Academia lui Gheorghe Hagi. Da, e New Stars, că așa se numește echipa lui Petre și lui Sorin Ghionea, au un parteneriat cu Gică Hagi. Însă vom vedea ce se va întâmpla, cât de mult se va dezvolta, cât de mult va crește și opțiunile care le va avea mai târziu. Dar din punctul meu de vedere, știi cum, noi părinții, ți-am mai spus, suntem subiectivi în ceea ce privește copilul nostru. Dar așa, fotbalistic, are un potențial foarte mare. Hai să vorbim un pic, te rog, pe final și de echipa națională. I-am văzut la Olimpiadă. Nu puteam să avem așteptări prin prisma lotului pe care Mirel a fost nevoit să-l alcătuiască, pentru că au fost foarte multe piedici. Însă ne întoarcem la meciurile oficiale, multă presiune pe umerii lui Mirel și Mirel
din perioada extensiv, că voi ați prins împreună la... Doar la echipa națională. Doar la echipa națională. Însă, a acceptat să preia naționala, în fine, avem poate dezamăgirea barajului cu Islanda, am mers mai departe, n-am început bine această grupă pentru Qatar, multă presiune, se vorbește foarte mult de viitorul lui și de modul în care arată echipa națională acum. În primul rând, eu îl cunosc foarte bine pe Mirel, pentru că am fost colegi la echipa națională și ca și majoritatea îi cunoaștem caracterul. Este un tip care nu cedează niciodată. El așa a fost și ca jucător. Deci el n-a cedat niciodată, indiferent cât a fost de greu. Sunt convins că nici acum nu va ceda. Încearcă și am observat chestia asta să imprime și să implementeze o mentalitate de învingător la echipa națională. Adică cu oricine ai juca, tu să ai același joc. Exact ceea ce face și Hagi la farul acum. El își dorește ca jucătorii echipei naționale să nu aibă complex, ceea ce văd eu din exterior și sunt convins că așa este, să nu aibă niciun fel de complex, indiferent de echipa cu care joacă. De aceea, mulți l-au contestat pentru că nu se apără, că nu... va trebui să trecem. Adoptă o strategie greșită față de ceea ce avem noi disponibil la echipa națională. Da, dar ușor, dacă nu vom schimba lucrurile și nu vom începe de undeva, nu vom schimba niciodată. Pentru că ușor, ușor trebuie să schimbăm mentalitatea jucătorilor români. Va trebui să trecem de perioada aia în care ne apăram și făceam autobază, să începem și noi să jucăm fotbal. Pentru că rezultatele echipei naționale, dacă ne aducem aminte, în 94 și în 98, când perioada anilor 90, da, până în 2000, când am fost prezenți. Jucam fotbal, aveam o posesie, chiar uneori și contraatacul care îl făceam și jucam în viteză, dar nu aveam niciun fel de complex față de niciun adversar. Pentru că aveam generația din spatele lui Hagi care... Să nu uităm Anglia, că pe unde i-am prins în perioada respectivă... Aveam generația lui Hagi care nu avea un complex față de niciun adversar. Adică noi jucam cu Spania, Brazilia, de la egal la egal. Adică ne doream să jucăm Anglia, cu ei. Columbia, exact. Echipe... Acum... Italia. Spunem că de ce nu mai suntem la același nivel? Păi dacă după perioada aia ne-am... Am mai avut 2008 atunci când din nou am avut o grupă, nu ne-a bătut nici Franța, nu ne-a bătut nici Italia, a fost meciul cu Olanda. Da, am avut atunci perioada aia când erau Mutu, Chivu, Mirel, Dică, nu mai știu cine da, a fost echipa cu Victor Pițurcă pe selecționer. Da. Dar într-adevăr, în perioada anilor 90... N-aveam complex față de nimeni. Și probabil că și Mirel ușor încearcă să... Argentina 94, nu exact, mai exact, încearcă să implementeze această mentalitate. Dar putem, adică avem marfă pentru asta. Că atunci era marfă. Păi nu, asta urma să spun. Toate lucrurile astea pleacă de la copii și juniori. De asta Gică Hagi a spus că va trebui să o luăm de la zero, să creăm ceva la nivel național. Și în primul rând... Ne uităm la unguri. În primul rând, va trebui să plecăm de jos, de la copii și juniori, pentru că acolo este problema. Sunt mulți copii talentați, dar care sunt prost îndrumați și vor ajunge la 16, 17, 18 ani, când vor avea mari carențe, din toate punctele de vedere. Cred și eu sunt de aceeași părere că ar trebui implementat un model la nivel național, exact cum a făcut Germania după meciul cu noi, când am câștigat 5-1 în Giulești, au tras linie, de aici începem altceva. Și au implementat un model pe care toate academiile l-au respectat la nivel național. Și de aceea Germania a putut să-și revină atât de repede, au sacrificat 2, 3, 4, 5 ani, dar vedem că Germania acum la nivel de cluburi și la nivel de echipa națională este unde este. Da, probabil avem multe lucruri de așezat. Mulțumesc mult pentru prezență. Mă bucur că ne-am revăzut. Să stai cât mai puțin relaxat, să te ocupi de băieți, dar să te întorci în fotbal, pentru că sunt sigur că ai prins gustul.
Mulțumesc din suflet. Să vedem, uite, aștept și eu cu nerăbdare următoarea destinație, poate fi o surpriză. Mai ales la câte echipe nu știm foarte bine că pe la care ai trecut în această poveste de jucător, da, de portar. Mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. Emisiunea noastră se încheie aici. Îi mulțumesc încă o dată lui Mircea Burnescu. Noi ne revedem mâine de la aceeași oră la LuxSport Live. Să aveți o zi frumoasă cu soare, nu foarte arzător, să fie cât de cât relaxat. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. La revedere. Yeah.